Salutare băieții și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Nemții și astăzi am revenit cu un nou video despre cel mai discutat subiect al ultimelor zile. După cum bine știți, Superliga Europei a fost anunțată acum două zile, însă astăzi sau aseară de fapt, o bună parte din echipe s-au retras, cel mai probabil la presiunile suporterilor și noi vom simula un sezon virtual al acestei ligi să vedem cum ar fi arătat această competiție dacă ar fi ajuns până la final. Dacă vă place această serie și sunteți încântați de această idee, haideți să facem 200 de like-uri în primele 24 de ore, m-ar ajuta foarte, foarte mult și să lăsați în comentarii idei despre ce episoade am mai putea face în acest gen și să scrieți cine credeți voi că ar fi câștigat această Superligă dacă, repet, ar fi ajuns la final. Avem aici cele 12 ligi, am încercat să editez o ligă cu 12 echipe. Am ales liga din Coreea, însă nu am știut că aceasta este în sistem play-off, play-out. M-am uitat după aceea și am văzut că toate ligile de 12 echipe au sistem play-off, play-out, deci vom simula în acest sistem. Nu știu exact cum ar fi arătat Superliga, dar încercăm așa. Nu cred că este vreo mare problemă, o să fie mai multe meciuri între echipe și cred că ar trebui să fie destul de decent. Am postat un poll pe comunitate, un sondaj și voi ați fost majoritatea, în proporție de 90%, toți ați fost împotriva acestei superligi, deci cred că bucuria este mare. După cum am spus, la presiunea suporterilor, această ligă a fost închisă, pot să spun așa, deși mai sunt unele mici șanse să se creeze această ligă, dar, după cum v-am spus, majoritatea echipelor s-au retras, în special cele din Premier League. După cum am înțeles, Liverpool, City, United, chiar și Spurs și Chelsea s-au retras din această ligă oficial. Mai mult decât atât, președintele lui Manchester United și-a dat demisia, însă va continua până la finalul mandatului în această vară, am înțeles. Și de asemenea, președintele lui Juventus, la fel, și-a dat demisia și e foarte probabil ca și capul acestei competiții, care este șeful, președintele acestei ligi, să aibă și el de suferit, dar să sperăm că nu o să sufere și Real Madrid după acest fail al acestei competiții. Să ne uităm acum pe echipe. Cele 12 echipe ar fi fost Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan și Real Madrid, Piemonte Calcio și Piemonte Calcio, adică Juventus București și Tottenham Hotspur. Când vedem acest Piemonte Calcio, ne-am fi gândit cum ar fi arătat FIFA 2022, pentru că s-au vehiculat foarte multe chestii, că aceste echipe nu ar mai fi primit licență. Și probabil toate, au fost multe meme-uri zilele astea, multe cu toți jucătorii ăștia, Rolando în loc de Ronaldo și multe chestii de astea, dar după semi-desfințarea acestei competiții, sperăm că o să ne bucurăm de aceste echipe și de cei mai buni jucători din lume și la următoarea ediție de FIFA 2022. Aceste 12 echipe ar fi luat startul acestei competiții. O să ne uităm și pe golgheteri și pe asisturi și pe tot ce putem analiza după finalul acestei competiții. O să dăm sim până după prima jumătate a sezonului și să vedem cum arată atunci clasamentul. O să ne uităm frumos să vedem când e jumătatea sezonului. Primul meci este cu Real Madrid. Am ales Manchester United, glory, glory, Man United. Pentru abonații mei știu foarte bine că sunt un fan al acestei echipe, deci Real Madrid ar fi primul meci. Deci o să dăm înaintea returului cu Real Madrid, dăm sim și să vedem cum o să arate această competiție la jumătatea ei sau la sfertul ei, pentru că v-am spus, o să se joace play-off și play-out și probabil, nu știu dacă e ca în România, o să joace fiecare cu fiecare, nu știu exact cum o să fie competiția, vedem la final. Bun, ne apropiem de finalul primei jumătăți a clasamentului. Avem meci cu Milan. Ia să vedem, Manchester United cu Milan 2-2 egal și o să se oprească simularea înaintea ultimului meci, de fapt înaintea primului meci din retur cu Real Madrid și să vedem cum arată clasamentul. Chiar sunt foarte, foarte, foarte curios. O luăm de la coadă așa. Chelsea pe ultimul loc, Manchester United, glory, glory, Man United pe penultimul loc, Arsenal pe 10, mamă, 3 echipe din Premier League pe ultimele 3 locuri, AC Milan pe locul 9, Spurs pe locul 8, Manchester City locul 7. Deci avem 2 și încă 3-5 echipe din Premier League pe ultimele 6 locuri. Și în play-off am avea așa, Inter 21 de puncte, Juventus 21 de puncte, Real Madrid
22 de puncte, 24 Barcelona, Atletico Madrid 25 și Liverpool, mamă, Liverpool cu 12 victorii, 12 egaluri și 0 înfrângeri pe 38 de puncte, ține rangul așa diviziei din Anglia, Premier League-ului, cu 38 de puncte, fiind favorită clară la câștigarea acestei Super League. Surpriza mea este surpriza neplăcută, Manchester United acolo pe locul 11, din păcate cu 11 puncte, o victorie, 8 egaluri și 5 înfrângeri, Chelsea și mai dezastroși, o victorie, 3 egaluri și 10 înfrângeri. Să ne uităm un pic golgheterii acestui campionat. Stai să văd un pic unde pot să setez chestia asta, cred că la Central aici, așa. Golgheterii acestei ligi, Luis Suarez, jucătorul scăpat mult prea ușor în această vară de Barcelona pe locul 1, Griezmann, înlocuitorul lui Suarez, pe poziția de atacant, așa, cel puțin teoretic, e pe locul 2 cu 10 goluri de asemenea. Cristiano Ronaldo, locul 3, după avem Hazard, care se pare că în simularea noastră mai și joacă fotbal, nu e accidentat așa de des ca și în realitate. Salah pe locul 5, avem după Rodrigo, mamă, o surpriză, Rodrigo de la Real Madrid cu 7 goluri, Jesus la Barcelona. Vedem și un prim transfer, Jesus la Barcelona, Jesus de la Liverpool, Jesus de la Manchester City, s-a transferat la Barcelona, Wijnaldum de la Liverpool, 5 goluri, Koke, Kane, Calhanoglu, Mane, Martinez, Aguero și Cavani ar fi în top 15. Și să vedem ca și asisturi, Koke cu 5 asisturi, Griezmann 5 asisturi, mamă, Griezmann cu 10 goluri și 5 asisturi este cel mai eficient jucător din această Superligă, Sterling 5 asisturi, Barella de la Inter 5 asisturi, Mane 4 asisturi, Lukaku, De Bruyne, să vedem dacă mai putem observa vreun transfer pe aici. Fabinho nu, Fernandes, Bruno de la Manchester United, 3 asisturi, doar 3 asisturi, Odegaard cel cu 3 asisturi, Arnold, Rashford, Hernandez și Rodrigo și el cu 3 asisturi. Deci Rodrigo cu 7 goluri și 3 asisturi are 10 în clasamentul eficacității. Bun, cam atât după prima jumătate a acestui sezon. Transferurile le putem vedea pe undeva, ia să vedem, transfer history aici e. Da, dar vreau să dau sort în funcție de bani. Pot să dau sort în funcție de bani? Da. Sort în funcție de bani. Ca și un prim transfer, îl avem pe Phil Foden de la City la Paris Saint-Germain pe 89 de milioane de euro. Cred că cel mai promițător jucător englez s-a transferat la PSG pe 89 de milioane de euro. Jesus, după cum ați văzut și în clasamentul golgheterilor, s-a dus la Barcelona pe 65 de milioane jumătate de euro. Tsigankov de la Dinamo Kiev la Piemonte Calcio. Uite, jucătorul lui Mircea Lucescu s-a dus la Juventus. Matip, mamă, transfer surpriză asta, de la Liverpool pe 51 de milioane de euro. Nu e prea realist, jucător de 28 de ani. Taliafico de la Ajax la Paris Saint-Germain. Kramaric, un jucător care are o evoluție foarte bună în Bundesliga, la Liverpool pe 40 de milioane de euro. Martinez ăsta, care e foarte bun la Ultimate Team, cel puțin era anul trecut un super sub foarte bun de la Atalanta United la Leipzig. Cred că i s-ar potrivi fotbalul din Bundesliga și respectiv jocul lui Leipzig. Nunez de la Athletic Bilbao la Lyon, Konate la Hoffenheim, Sanchez de la Spurs la Monaco și să vedem dacă mai avem ceva, vreun transfer surpriză. Marcelo la Napoli, de la Real Madrid, după atâția ani de glorie la Real Madrid. Și în rest, nu cred că am mai avea ceva așa de... Ia să vedem. Nu mai vedem nimic. Nimic să ne sară ochii, așa. Nimic. Și cam asta ar fi rezumatul după prima parte a acestui sezon de Europa, de Superliga Europei. Simulăm acum până la finalul sezonului, stați să vedem un pic până la următorul meci cu Real Madrid. Real Madrid away. Deci s-ar termina clasamentul, s-a jucat tur-retur. Acum ar fi returul cu Madridul, să înțeleg. Nu știu exact până când se simulăm, suntem în iunie, ia să vedem. Să vedem până când ar ține campionatul. Ar ține până la finalul lui august. Simulăm până înainte iarăși de meciul cu Real Madrid și să ne mai dăm o părere și atunci să vedem cum arată clasamentul după două meciuri cu Real Madrid. Am revenit după aproape, mai aveam câteva zile și urma meciul cu Real Madrid și cei de la United vor să mă dea afară, din ce văd eu, ia, contract terminated,
mi-am dat semnătura, mă dau afară ăștia de la United, ar fi dezastruos, și am ofertă de la Milan. Mergem la Milan, semnăm cu Milan, n-avem ce să facem ca să ne continuăm journey-ul, mergem la Milan frumos și vedem cum arată liga. Posibil să fie rezultatele slabe, ia să vedem, să ne uităm un pic în calendar, să vedem, da, înaintea meciului cu Chelsea. Hai să ne uităm un pic la Milan, să vedem cum arată clasamentul acum după încă două luni. Cei de la United ne-au dat afară, probabil sunt pe ultimul loc, Chelsea pe ultimul loc cu 11 puncte, pe ultimul loc Manchester United, echipa mea Milan, noua mea echipă Milan, pe locul ante penultimul, pe locul 10, Arsenal pe locul 9, City a coborât pe locul 8, Inter pe 7, Spurs, Real Madrid pe Monte Calcio, Barça, Atletico și Liverpool încă este la conducerea acestei Superligi Europene cu 52 de puncte, dar se apropie acolo la 10 puncte Atletico Madrid și poate e posibil să îi deturneze acolo în lupta pentru campionat. Barcelona și-a un top 3 cu 36 de puncte, Juventus 34, Real 34 și Spurs și ei 34 de puncte. Dăm sim până la finalul sezonului și să vedem cine ar fi câștigat Superliga Europei dacă aceasta ar fi avut loc. Câte meciuri mai avem? Ia să vedem. Până înaintea ultimei etape, 31 august, ca să fim siguri că s-au jucat toate meciurile. Revenim după simulare. Am revenit, băieți, cu clasamentul final al acestei competiții Superliga Europei, dacă ea ar fi avut loc. Avem aici play-out-ul. Nu înțelegeam ce caută Manchester City pe primul loc. E play-out-ul aici cu City pe primul loc, Real Madrid locul 2, Arsenal locul 3, Milan locul 4, Manchester United locul 5 și Chelsea locul 6. Nu știu exact dacă are legătură faptul că am antrenat echipele Manchester United și Milan și din cauza simulării poate să îi fi tras în jos. Nu știu ce să zic, dar după cum vedem, Manchester United, echipa noastră favorită, Glory Glory Man United, este pe locul 5 în play-out. Și să vedem în play-off cine ar fi câștigat această competiție. Second stage și first stage. First stage, Liverpool cu 71 de puncte este încoronată regina acestei competiții. Barcelona pe locul 2, Atletico Madrid a căzut pe locul 3, dar totuși loc de podium. Spurs locul 4 i-a luat locul lui Juventus. Juventus a căzut pe locul 5 și Inter ultima din play-off-ul acestei competiții. Mai avem Manchester City, apoi Real Madrid, Arsenal, Milan, Manchester United și Chelsea, după cum v-am spus și mai devreme. Deci, fanii celor de la Liverpool ar fi fost fericiți la finalul acestei competiții dacă ea ar fi avut loc. Să vedem cine este golgheterul acestei competiții la finalul ei. Avem standings, top scorer. Cristiano Ronaldo cu 22 de goluri în 33 de meciuri, lucru normal, Cristiano nu se dezminte și bate record după record, ar fi câștigat și șefia golgheterilor în această competiție. Suarez pe locul 2 și Griezmann ar fi fost pe locul 3. Acesta ar fi fost top 3-ul în această competiție de golgheteri. Ca și asisturi, Suarez pe locul 10, Griezmann pe locul 2, Koke pe locul 3, acesta ar fi fost topul. Rodrigo și el pe locul 7 de la Real Madrid. Și la meciuri fără gol primit, Alisson 12 meciuri ar fi fost cel mai bun portar al acestei competiții, Lloris 9 meciuri și Ter Stegen ar fi închis acest podium al clean sheet-urilor. Deci, dragilor, Liverpool ar fi fost campioana acestei competiții dacă ea ar fi avut loc după un sezon simulat aici în FIFA. Sezon cu play-off și play-out, nu știu dacă ar fi fost așa competiția în realitate, dacă ea s-ar fi disputat, însă acestea au fost condițiile ca să pot să fac acest video și Liverpool ar fi terminat regina acestei competiții, repet, dacă ea ar fi avut loc. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și noi 200 de like-uri în primele 24 de ore, ar fi minunat de-a dreptul. Lăsați în comentarii cine credeți voi că ar fi câștigat această competiție dacă ea ar fi avut loc și lăsați-mi și idei cu ce fel de videouri de acest tip ați vrea să mai facem. Să băgăm Dinamo în această competiție, să băgăm FCSB-ul în această competiție, să vedem cum s-ar fi descurcat sau nu știu ce idei mai aveți voi. Lăsați-mi-le pe toate în comentarii și dacă facem 200 de like-uri în primele
24 de ore o să revenim săptămânal cu câte un episod de genul. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine în acest episod. Ne revedem pe live-urile următoare. Nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul neapărat dacă vă place ce facem aici pe acest canal. Eu sunt Nemții. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Vă pup!